Discuțiile purtate de reprezentanții municipalității cu cei ai Consiliului Concurenței au fost lămuritoare, astfel că în ultima ședință extraordinară, Consiliul Local Ploiești a aprobat acordarea unui avans de 5 milioane de lei către societatea Termoploiești pentru plata gazelor. Banii sunt alocați din bugetul deja existent pentru subvenția la termie, suma fiind considerată maximul disponibil raportat la bugetul existent și la celelalte cheltuieli angajate de aici. Totodată, legislativul ploieștean a aprobat și un împrumut de 10 milioane, condiționat însă de o rectificare bugetară pe care secretarul general al municipiului a anunțat că nu o va contrasemna de legalitate. Bine, spuneți-mi acum, ce este legal sau nu este legal? Că în funcție de asta votez și eu, că niciodată n-am votat o chestie care nu avea aviz de legalitate. Chiar când am făcut-o, mă rog, au fost chestiuni care au apărut multe, da? Deci eu vreau să știu care este punctul dumneavoastră de vedere înainte de finalizarea acestui vot și înainte ca eu să votez. Și vă mulțumesc mult de tot. Domnul consilier, votul nu s-a... Probabil că v-am spus eu un pic mai târziu, înainte, după ce s-a solicitat de către domnul președinte de ședință acordarea votului. Având în vedere că înainte cu un sfert de oră s-au schimbat și cifrele din buget și nu le-am avut, nu mi s-au adus la cunoștință, da? Și având în vedere temeiul legal pe care l-am invocat, pun, vă spun la momentul acesta că nu dau aviz, nu o contrasemnez. Asta după ce reprezentanții ai Direcției Economice au susținut că, deși există o sumă de aproximativ 45 de milioane de lei necheltuită din bugetul pe 2022 pentru subvenția la căldură, există și sarcini mai vechi. Numai facturile rămase de la Veolia Energie sunt undeva la 44 de milioane. Iar noi voiam să vă aducem la cunoștință faptul că există datorii deja raportate. Sunt restanțe, sunt arierate. Cu gazele cumpărate din cele 5 milioane, Termoploiești ar putea furniza apă caldă și căldură în municipiu timp de aproximativ 10 zile, potrivit calculelor autorităților, în scenariul în care vremea nu se răcește dramatic în perioada imediat următoare. De altfel, autoritățile au anunțat că vor căuta în continuare resurse pentru achiziția restului de gaze necesar în această iarnă, așteptând sprijin și de la Consiliul Județean sau Guvern. Ideea nu este să facem ceva destructiv. Ba din contră, să facem ceva constructiv. Este evident că suma de 5 milioane, și vă garantez eu, care înseamnă 16.000 de megavați, înseamnă cel puțin 10 zile, dar e clar că trebuie să punem după. Sunt convins în același timp că dumneavoastră aveți în vedere și legalitate. Și că în următoarele zile, din nou lucrând în echipă, putem să găsim formula, da, să fie lucrurile făcute în felul în care, vă repet, este culmea, avem bani, numai că nu avem prevedere. Astăzi trimitem și o adresă către Consiliul Județean cu rugămintea să ne creeze prevedere, pentru că în momentul respectiv situația s-a lămurit. Atenție, nu neapărat să ne dea bani, să ne creeze prevedere, spun că ne dau bani, după care să le lămurim. Eu vă spun următorul lucru. Bugetul, pe rectificarea bugetului, are aviz favorabil, așa cum am spus, de la toate instituțiile din primărie. Mai puțin, cum spune doamna secretară, de la Comisia Juridică. Ceea ce m-aș mira dacă ăla care dăm banii, cei 5.000... De la Direcția Juridică. O altă veste importantă în acest context este că luni s-au predat ultimele cartele aferente sistemului software cumpărat de Consiliul Județean pentru funcționarea cazanului 2 din Cetbra, ceea ce înseamnă că abia acum s-a finalizat propriu-zis procedura de transfer al termocentralei și al rețelei primare, cu mențiunea că grupurile de cogenerare 5 și 6 rămân la Consiliul Județean Prahova până la finalizarea reparațiilor, însă Termoploiești va putea folosi cazanul 2 până atunci pentru apă caldă și căldură. Prin eforturile domnului vicepreședinte de la Consiliul Județean, domnului Apostol, am avut o discuție cu cei de la firma care asigură această componentă informatică la CAF2, și au decis în cele din urmă să ne transmită cu titlu gratuit cele trei cartele care asigură funcționalitatea sistemului.
Tot la începutul acestei săptămâni au început și încărcarea cu apă a instalațiilor și probele tehnice. Dacă probele merg bine, ne-am putea aștepta ca joi sau vineri să avem apă caldă și căldură în Ploiești. O altă veste bună este aceea că noul operator de termoficare din municipiu a primit licența provizorie de la ANRE, care îi permite să funcționeze.